Deci am notat cu X, Y și Z numărul de pagine al fiecărui, a fiecărui volum. Da? Da. Numărul de pagine al fiecărui volum. Și acum spunem așa. X plus Y plus Z fac 300, da? 3000. Numărul total. Dacă l-am micșora 80%. Cu 75 pe primul. Pe primul 75. Adică 75 pe 100 din X. Apoi 80 pe 100 din Y. Așa, 80 pe 100 din Y. Însă aici nu 75% din dintr-o mie, cât face 70%? Face 750. Da. Și prima, prima are 1000, nu? Da, primul volum are 1000. Așa. Deci înseamnă că 1000 plus 75%? Deci... Povestea este la cine raportăm aici, tot timpul am reușit asta. Deci 75% din X. Dar din 1000, 75% înseamnă 750. %80% din Y. Am zis că înseamnă 1000. Înseamnă 1000. Și vă zic că dacă le-am adunat, deci aici cât înseamnă 750 din, da. Aici înseamnă 1000. Și dacă le-am am scădea din 3000, ar însemna că 1450, da? 1250. Cât? 1250? Uh-huh. 750. 1000. Nu, 800 am zis că face și 80% din Y. Cât? Da. 1000. 1000. Am zis bine aici. Și acum ce spun la al treilea? La al treilea, ce zice? Da. Deci dacă am face asta, iar cel de-al treilea ar conține doar o treime din pagini, ar conține o treime din paginile lui. Din paginile, o treime din paginile inițiale. Aha, aici. Din paginile inițiale. Din pagini inițiale. Ar fi un număr egal de pagini în fiecare volum. Iar cel de-al treilea, dacă ar conține cel de-al treilea doar o treime din pagini, deci nu amindă 750. 750 e rezultat. Așa. Deci cel de-al treilea ar conține doar o treime. Din ce dacă ar spune, dacă ar conține cel mult o treime, exact. Atunci m-ar ajuta, dar doar acesta mă dă. Haideți să zicem noi cel mult, domnul profesor, să vedem, poate ne ajută. Deci dacă cel de-al treilea ar conține doar o treime, din cel mult o treime din pagini, cel mult o treime, deci cel mult 1000 de pagini, așa. Atunci ar avea, atunci... Deci dacă Z ar fi egal cel mult 1000, da, ar fi un număr egal de pagini în fiecare volum. Atunci ar fi un număr de pagini egal în fiecare volum. Deci ar fi în fiecare număr, în fiecare, un număr egal. Adică
75% din X fac 750. Din Y fac 1000. Aici îmi bag eu pe cel să ajung tot la 1000 aici. Că acum ar fi aici 1000 și ăsta tot 1000, nu? Practic, diferența asta să ajung aici. Deci acum aș spune așa, că 75 pe 100 X este egal cu 80 pe 100 Y și egal cu Z. Deci 75 plus 100 X asta de aici egal cu asta de aici și egal cu Z-ul care este 1000. Da? Și acum cât ar apare? De 75 pe 100 ori X egal cu 1000. X-ul acesta trebuie să-l aflu. E 750, cum am spus noi acolo, nu? Deci, X-ul egal cu... Da, cred că vine 750, da? Da. Apare, da? Oare așa? Nu. Hai să vedem, 25, 75 înseamnă... prin 25, cât vine aici? 3 pe 4. 3 pe 4 X egal cu 1000. Am făcut bine? Da. Și atunci rezultă că X egal cu 4000 supra 3. 1250, da. Da? X egal cu 1250, dar X-ul este. Da. Eu nu vreau să fie X-ul. 1250, asta înseamnă că am aflat numărul de pagini la al doilea. Și cealaltul 80 pe 100. 80 pe 100 Y. Egal cu cine? Cu tot cu 1000, am spus. De 75 pe 100 din X, dintr-o 1000. Și atunci vine 3 pe 4, este bine, nu? Da. 4000 împărțit la 3 fac 1250. Doream să-mi dea 750, da? Am găsit o rezolvată pe internet. Da, dar eu nu înțeleg nimic, așa că... Stai să... Și cu tot cu 3 pe 4. Eu nu știu cu tot cu 3 pe 4, dar se leagă de 3 pe 4. Da, da. Deci, mai insistăm o dată. Deci 75% din X și am făcut-o 1000 acum, nu? Da, să zicem că toate ar fi egale, domnul profesor. Și ar fi 1000 de pagini. 1000. Corect. Așa vă spun. Dar 75% din X egal cu 1000, de ce nu-mi dă mie că este 75 de... fac o greșeală aici. A, păi hai să vedem. E 3 pe 4 acolo, dacă împărțim cu 25. 3 pe 4 X egal cu 1000. Este 3X egal cu 4000. X egal cu 4000 împărțit la 3. Și 4000 împărțit la 3, nu așa nu, bine? Nu, așa. Mi-a stat un profesor. 7 ori 4, 28, mă s-a obosit acum. Da, și eu la fel. Deci... Aoleu, nu dă. Dă 1333. Deci nu poate să fie așa. Este o greșeală. Și 75 la 100 din X, nu-i 750, nu este. Deci 3 pătrimi. Asta azi, la 3 pătrimi da. Din X egal cu... Domn profesor? Da? Zi-mă, zi. Se dă A plus B plus C egal cu 3. Așa am spus și noi. Și A mai mic cu 3 spectruri
egal cu B mai mic cu 80%, de unde C, bară 3, mai exact A, este 3A minus 3A, bară 4, egal cu B minus 4B. Nu mai citești o dată, deci cum? Nu, nu mi-e clar deloc. Da, nici nu-i doamne. Deci, și sigur o tăpite. Deci, A mic cu C, Z egal cu 3 mic, cum am scris și noi, și A mai mic cu 3 sferturi, egal cu B mai mic cu 80% și egal cu deci, C pe 3. El a notat cu A, B și C. Da. Deci, X, haideți și noi. A plus B plus C. A plus B plus C egal cu 3 mic. 3 mic, da. A mai mic cu 3 sferturi. A mai mic? A mai mic cu 3 sferturi. Egal cu B. A mai mic cu 3 sferturi, că așa zice, mai mic cu 75%, A mai mic, dar nu scrie mai mic. Ei scriu un cuvinte, A mai mic cu 3 sferturi. A mai mic cu 3 pe 3. Adică cu 75% ăla. E da. A minus 75%? A, nu. Nu-i minus. Nu, nu. Deci A mai mic cu 3 sferturi, egal cu B mai mic, deci A mai mic cu, 80, cu 75%, egal cu B mai mic cu 80% și egal cu C pe 3. Cu C pe 3. 3. Rezultă, mai exact, A minus 3A pe 4. Deci A minus A, 3A pe 4, da. Da. Egal cu B, B minus 4B pe 5. 4B pe 5. Și egal cu C pe 3. C pe 4. Și egal cu K. Rezultă că A egal cu 4K, 5, B egal cu 5K. Da, copii. Hai să vedem încă o dată. Deci, dacă lui A i-aș face o reducere de 75% din A, din A, da? B și C, ca să fim în același tot, da? Hai să vedem încă o dată. Deci, dacă lui A i-aș face o reducere cu 75% din A, da, el ar rămâne egal cu ceea ce ar însemna din B să-i fac o reducere de 80%, 80% și ar rămâne o treime din C. Adică C-ul e destul de mare. Da? C-ul e destul de mare ca să le aducem la egalitatea aceea. Deci pe segmente așa ar își înțelege. Deci A are un număr de pagini. Da. Îi fac o reducere, dau înapoi 75%. Da. Adică din A scad 3 pătrimi din A. Da. Scadă exact procentajul, da, care spune de acolo, 70% din A. Din B scad 80%, 80% din B. Da. Și din tot C-ul, pe tot C-ul împart la 3 și atunci este rămân egal. Da. Rămân egal. Deci pe C-ul împart la 3, da? Și C-ul devine un C pe 3. Da. Și atunci apare așa. Din A minus 3A pe 4. Da. Egal cu B minus. B minus 4B pe 5. Și e egal cu C pe C-ul bățând la 3. Da. Și egal cu K. Și egal cu valoare K. Nu știu. Da. Un K. Da. Repetăm. Haideți să vedem încă o dată. De ce n-am înțeles noi? Am avut inițiativă, dar ne-am tot fugit ochiul. Nu. Da. Poate trebuie să ne mai inspirăm. Nu. Nu. Gata. De acum problema o ducem. Insistăm încă o dată. Ne-a fugit tot timpul ochiul spre 3.000. Și am vrut să controlăm în raport de cine avem 70%. În raport de 3.000, din întreagă, să spun, din numărul total de pagini, sau în raport de volumul în sine. Aici a fost dubiu. Nu era clar aici, nu știam la ce să mă raportez. Dar acum, spune așa, că raportarea o facem la numărul de pagina volumului respectiv. Nu știm cât are volumul. Corect. Am notat cu A. Spune că dacă am reduce cu 80%, cu 70% din numărul de pagina primului volum, asta trebuie să vedem mai întâi cu câte pagini reducem din A.
Deci trebuie să calculăm mai întâi cât reprezintă 75% din A, ca să vedem câte pagini reducem. Și din totalul de pagini A, scădem pe 75% din A. Da? Da. La B, gândim la fel. Din totalul de pagini, facem 80% din ele, cât reprezintă 80%, după care, din numărul total din B, scădem cât a reprezentat 80% din B, deci B minus 80% din B, da. Și pe C trebuie să-l vedem că are un număr de pagini mare, dar dacă l-am împărțit la 3, toate 3 segmentele, acestea ar fi egal. Pentru că am scăzut din numărul total de pagini 75% din A, am scăzut bucata asta. Din numărul total am scăzut pe asta. Și din toate din numărul total, ca cel să aibă doar o treime, da, ar însemna că el era de 3 ori. El era de 3 ori. Deci dacă, doar o treime. Da. Deci dacă vedeți citirea... Doar o treime, da, adică a treia parte din el. Și noi ne-am spus totdeauna doar exact o treime din trei mici. Și aici, da, ne fugea mintea Iurea. Doar o treime. Din numărul total. Din el, numărul corect. Total, nu din numărul paginilor volumului. Corect. Și această tot timpul legătură cu numărul total de pagini, da, ne-a scos din mână complet. Și am pierdut o oră. Aproape o oră. Să zicem o oră. Da, încă o dată. Anca, vreau acum să o înțelegem și o explic o dată, de două ori. Până că o înțelegem noi. Și noi. Da. Așa. Așa. Apropo de ce am povestit așa. Deci, A este numărul de pagini. Nu știu. B pentru al doilea volum. Nu știu. C pentru al treilea volum. Și spune acum, dacă am reduce 70% din A, mai întâi trebuie să vedem cât reprezintă 70% din A. Ca să știm câte pagini dăm deoparte. Corect. Din al doilea. Deci A minus 75% ori A. Corect. E corect. E corect. Acum, la B gândim la fel. Dacă am reduce cu 80% din numărul de pagini, da, trebuie să vedem ce înseamnă 80% din numărul total de pagini. Calculăm. Și da, din B scădem pe 80% din B. Corect. Și atunci rămânem doar bucățica asta din segment, da? Da. Iar pe C, iar ce ar fi doar o treime, asta înseamnă că asta e de trei ori mai mare. De aceea, dacă ar fi doar o treime din câte ani din ce? Din ce? Adică un C pe 3. Adică un C pe 3, corect. Atunci el ar rămâne egal. Mama. Da? Da? Asta este. Da. Asta se întâmplă la matematică. Intri într-un blocaj, ai moment de reșes, dar trebuie să insiști până când poți să înțelegi. Până, știți ce a fost grav aici în problemă? Grav a fost faptul că te-am dus tot timpul la 3.000. Da, ne-am raportat la 3.000. Și aici ne-a bulversat și încercam să ies de aici. De ce am zis și eu X plus Y? Am început așa problema, dar mintea am fugea tot timpul la 3.000. Da. La portarea la 3.000. Da. Și asta m-a ne-a scos din mână. Ei, și acum am așa. Odată, egal cu valoarea raportului, este egal cu egal cu ăsta, egal cu ăsta, egal cu K. Știți ce am lătat cu K? Egalitatea asta. Da. Segmentele astea, toate între ele egale. Și atunci rămâne. Că A minus 3A pe 4 egal cu K, da? Da. A minus 3A pe 4 egal cu K. Anca, te rog să mă ajuți. Cum crezi aici? Ca să aflăm pe A. Aduce în aceeași muncă peste tot. Și echivalentul. 4A minus 3A. Uite-te la egalitate. Am adus aceeași metodă. A minus 3A minus 3A egal cu 4. Ca. Aici am putut cu 4. Egal cu 4K. 4K.
Și A egal cu 4 A minus 3 A face un A. A egal cu K. Bun. Cu 4 K. A egal cu 4 K, îmi cere tare. 4 K. Bine. Merg și am egalitate cealaltă. Da. B minus 4 B supra 5 egal cu K. Și ce ar fi echivalent cu... Ce facem acum, Miruna? Cu 5 peste tot. Cu 5 peste tot am picicăm. Vorbește, te rog. Da, avem 5B minus 4B. 5B minus 4B. Adică B. Nu, e egal cu? Egal cu K. Nu, e cu 5K. Da. Păi, 5K, atenție. 5B minus B egal cu 5K. Eu avem că B egal cu 5K. 5K. Și C supra 3? Egal cu K. Egal cu K. De unde rezultă că C egal cu 3 K? De acord, da? Că C egal cu K. C egal cu 3 K, da? Da. Bun. Am avem pe A, pe B și pe C. Însă știm că A plus B plus C, numărul total de pagini, abia acum, numărul total de pagini egal cu 3.000. 3.000. Și acum avem că 4K plus 5K. 4K plus 5K. Plus 3K. Egal cu 3.000. Adică o să avem că 12K. 12K egal cu... Egal cu 3.000. Da. Și nu vedem că K este egal acest cu... Acest K este egal cu 3.000 pe 12. Și K 250. Este egal cu 250. Pe 12. Egal cu 250. Și acum ne întoarcem. Primul volum. Primul volum. Deci, A este egal cu 250 ori 4, 4 deci 1000. 250 ori 4 egal cu 1000. B egal cu 250 ori 5, adică 1250. 1250. Și C egal cu 250 ori 3, adică 750. 750. Excelent. Problemă foarte așa. Da, chiar faină. Dar din păcate, trebuie să recunoaștem că a fost și destul de ușor de întins capcana, faptul că a fost dus în eroare. Recunoaștem, ne dăm bătuți. Așa, așa este corect. Dar în aceeași timp spunem așa, că prezența lui 3000 acolo ne-a scos din mână și am fost tot timpul tentați să credem că raportarea se face la numărul total de pagini. Doar de aceea. Dacă autorul avea aici o mai multă claritate, da, să spună, așa. Dacă am face reducerea cu 75% a numărului de pagini a primului volum, pentru primul volum, insistând pe primul volum, nu raportat, nu în raport cu numărul total de pagini ale celor trei volume. Deci, aici a fost capcana. Și noi am fugit cu mintea, deși ne-am dus foarte clar pe varianta asta de lucruri de la de la 1.4, metoda segmentului, era des folosită așa asta. Dar la ce tot ne-am dus? Dar ce-ul ne-a scos complet din lucru de gând, dacă ce ar fi doar da. O treime din el. De fapt, totul a fost numai din el. Corect. Deci la fiecare volum, totul a fost discutat în raport cu el. Corect. De aceea nici nu s-au exprimat. Da. Dar mai are și B. Da, da. Și B, domnul profesor. Să o facem sigur, că dacă în clipa asta nu mai e. Nu, am înțeles-o acum. Ați înțeles-o, fetele? Nu mai insist o dată pentru toată lumea. Deci, chiar șterg tabla și o... Puntez încă o dată, pentru că la matematică nu e lucru de joacă. Oricând poți să fii prins într-o capcană și să nu ieși decât cu foarte multă greutate. Dar dacă insiști foarte mult, trebuie să tragi de capătul ei. Așadar, per complet. Și am să spun un fel următor. Deci, primul volum este acesta și încă ceva în plus.
punctat. Al doilea volum, fiindcă se vrea să fie tare, fiindcă ceva punctat. E mai mare că îi se face lui o reducere cu 80%. Corect. Al treilea volum este atât și fiindcă e vorba de o treime, o treime pe care, la care se discută, deci trebuie să-l vedem pe A, ăsta e A, ăsta e B și ăsta e C. Deci ăsta este atât C pe 3. Asta de aici, dacă am făcut 80% din B, deci e vorba de, pentru volumul 1, hai să luăm. Pentru volumul 1 este A minus A ori 75%, 75 pe 100, și este egal cu A minus A ori 3 pe 4, face 4A minus 3A face cât 4A minus 3A A. A supra 4, nu? Da. A pe 4. Iar al doilea este B minus B ori 80% din B, da. Și este egal cu B minus B ori 4 pe 5. 4 pe 5 egal cu 5B minus 4B, B supra 5, iar al treilea este C pe 3. Corect. Da? Făcând o treime din tot C-ul. Corect. Atunci ele sunt egale. Da? După această mișcare, sunt egale. Adică A pe 4, de aici A pe 4, plus B pe, nu, egal cu B pe 5, și egal cu C pe 3 și dau cu valoare K, valoarea segmentului acesta, care reprezintă numărul de pagini la egalitate, când ne-am adus pe toate. Deci, de aici rezultă K egal cu 4K, B egal cu 5K, iar C egal cu 3K. Cu suma tuturor paginilor fac 3.000, da. Cum A plus B plus C egal cu 3.000, rezultă că avem 4K plus 5K plus 3K egal cu 3.000. Adică 12K egal cu 3.000 și K egal cu 250. Și odată că au știut, nu le face decât să reduce jocul. Și A va fi egal cu 4 ori 250. Unde? Deci este fetița aceea. Da. Da. Dar ea este jos. Da, am făcut și da. Da, vrei, sigur că n-am făcut. Da, ți încheie. Ia, să spun care este. Asta de aici. A egal cu cât am spus 4 ori 250.000, B egal cu 5 ori 250.000. B egal cu 5 ori 250.000 și C egal cu 250.000 și al 3 și 750. Și cu asta am aflat foarte clar. Uitați cât de ușor și cât de clar, nu? Putea să fie, dar din păcate, am bâlbuit-o destul de tare. Asta e, la matematică se întâmplă. Și secvențe de asta. Dar insistând, am ajuns la concluzia că sigur, capcana a fost foarte dură, tot la 3.000 ne-am dus tot timpul. Dar până la urmă am reușit. Da, s-a reușit și acum așa s-a înțeles, da? Am și înțeles-o. Bine. Dar mai avem punctul B. Să vedem la punctul B ce spune. Punctul B spune că dacă Adi citește un număr egal de pagini în fiecare zi, ce procent din timpul necesar citirii celui de-al doilea volum reprezintă timpul necesar citirii celui de-al treilea volum? Mulțumesc! Deci, dacă Adi citește un număr egal de pagini în fiecare zi,
Ce procent din timpul necesar citirii celui de-al doilea volum îi reprezintă timpul necesar citirii celui de-al treilea volum? Deci, dacă Adi citește un număr egal de pagini în fiecare zi, ce procent din timpul necesar citirii celui de-al doilea volum reprezintă timpul necesar citirii celui de-al treilea volum? Păi hai să vedem. Deci, el citește, știm acum, primul volum are cât? 1000 de pagini. Al doilea volum. Al doilea 1250. Și al treilea 750. El citește un număr de pagini în fiecare zi. Egal. Așa. Cât la sută din al doilea? Ce procent din timpul necesar citirii celui de-al doilea volum îl reprezintă timpul necesar citirii celui de-al treilea volum? Păi facem pe la sută ce procent din timpul necesar citirii celui de-al doilea volum îl reprezintă timpul necesar citirii celui de-al treilea volum. Păi... Ia să văd. La ce te gândești? Noi iau o găsit soluție. A, nu. Să vedem cum ne gândim. Da. Păi, ca și cum ar fi rezolvat dumneavoastră aici. Păi, cum ar fi o zi, puncte, 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 a pagini. Și atunci, Așa. Deci, în prima zi, nu? Da. A pagini. Așa. Da. În T2 zile, că nu știm câte. Deci, în T2 zile... Sau deci, în a doua zi. Deci, ia citește același număr de pagini, da? În prima zi a pagini, în T zile... Da, 1250. În T zile, egal cu T a pagini. Dar știm cât e, adică 1250. T a pagini egal cu cât o? 1250. Pentru cel de-al doilea volum, da? Deci, T2 egal cu... T2, s-a gândit la T2. Ce-i T2-ul ăsta? Timpul necesar pentru a citi cele... deci timpul... Notăm cu T1. Hai să zicem așa. T1. Timpul necesar pentru a citi cele 1000 de pagini. Pentru T2. Timpul pentru a citi cele 1250 de pagini. Da, 1250 de pagini. Și T3, timpul pentru al treilea. El citește un număr de pagini, același număr de pagini în fiecare zi. Da. Timpul care îl acordă pentru 1250 de pagini înseamnă cum? Dacă citește a pagini pentru pe o zi, cât timp alocă, câte zile, trebuie să mulțim pe T2 cu A ca să vedem numărul de pagini. El citește 7 pagini pe zi, da? Citește 7 pagini pe zi, să zicem, sau 150 de pagini pe zi. Înmulțim cu câte zile alocă, găsim cele 1250 de pagini. Da?
Deci, de aceea am notat cu T2 timpul, zilele pe care le alocă pentru citirea celor 1250 de pagini. Cu T3, zilele pe care le alocă pentru citirea celor 750 de pagini. T2 ori A egal cu 1250. T3 ori A egal cu cine? Cu 750. Dacă facem raportul, T2 pe T3 egal cu 1250 supra 750 și este egal cu cât aici? Egal cu? Simplificăm. Îți face 5 pe 3, nu? Da. 5 pe 3. Deci, T ni se cere cât la sută reprezintă T2 parte din T3. Ce vedeți? Dacă aș citi un număr egal de pagini de fiecare zi, ce procent din timpul necesar citirii celui de-al doilea volum îl reprezintă timpul necesar citirii celui de-al treilea volum? Deci, cât la sută din al doilea reprezintă? T2 este egal cu cât am găsit noi, 5 pe 3 din T3. T2 egal cu 5 pe 3 din T3. Și cât la sută reprezintă timpul T2 din T3? Da. Deci, aici trebuie să T3, deci T3 ar fi egal cu cine? Dacă vedem invers, T3 egal cu din egalitatea de mai sus? Da. Nu. Din egalitatea asta, dacă întorc, aș vrea să-mi iese raportul 3 pe 5, T2. 3 pe 5 egal cu 3 pe 5, T2, nu? Deci T3 egal cu 3 pe 5, T2. Deci T2 pe T3 egal cu 5 pe 3. 3 pe T2 egal cu 3 pe 5, da? Uh-huh. Și acum, dacă mulțim cu 20 și numărătorul și numitorul aici, rezultă că T3 pe T2 este egal cu 60 pe 100, da? Am mulțit și cu 20 și sus și numărătorul și numitorul, 60 pe 100. Adică T3 egal cu 60 pe 100 din T2. Da? Deci, raportul 60%, nu? 60%. Da, asta era de găsit. Care este raportul? Că e la 100 acela. Am făcut-o direct aici, prin sesizând când mulțim cu 20, și numărător și numitor și nu este raportul. Deci era de aflat procentul. Care este procentul? Ce răspuns acolo, nu? Așa vedem? Da. 60%. Deci am avut raportul ăsta 3 pe 5 și am mulțit cu 20 și sus și jos ca să găsim rapid 60-ul ăsta, da? Procentul de acolo. Că ar fi, trebuie să scrie T3 egal cu, deci dacă ar fi fost T3 egal cu P supra 100 din T2, asta ar fi fost relația, și cum P supra 100 egal la noi cu cât 3 pe 5, de acolo ne dăm seama că P-ul acela este 60. Da? Asta ar fi fost relația. T3 egal cu P supra 100 din T2. Iar raportul mi-a dat 3 pe 5 și totul este la îndemână. Eu n-am mai scris chestia asta, am mulțit cu 20 și sus și jos și lucrurile au mers rapid. Da, să vedem ultima problemă. Așa asta.
sună așa. Un elev a cheltuit un sfert din suma pe care o avea și apoi 45. Da. Bura. Ați făcut-o la tasă cumva ca să nu mai facem. Nu, nu, nici bun. Așa, că să nu... Vrem să facem și mâine, domnul profesor. Da? Da. Atunci... Când am stat prea mult, da. Așa, așa, ca să, ca să nu o ținem prea. Să facem și mâine. Venit, da. Așa, și atunci... Și așa avem aici 40 de minute, opresc? Da, da, da. Și ne vedem mâine. Așa, perfect. Copii.